Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. În episod de azi vom juca meciurile la War, așa că haideți să-i dăm drumul cu primul duel. Da, va dura puțin până vom primi un adversar, dar se pare că am primit. Să luăm decul cu Valkyra. Vom începe cu Hogul din spate. Punem și Valkyra aici. Dăm un freeze. Ne-a reușit câteva hituri destul de bune pe partea dreaptă. Scăpăm aici de Elite Barbar. Momentan stăm destul de bine în match. Va trebui să ne apărăm de acest mega minion și vom pune arcașele undeva în dreapta. Scăpăm aici de Sparky. Da, și simt că victoria e aproape în acest match. Să vedem, scăpăm de acest acest giant. Și un atac destul de periculos pe partea stângă. Da, pierdem turnul. Dar vom recupera cu siguranță. Hai să vedem acest push. Bun, scăpăm de Mega Minion acolo. Trimitem un push pe partea stângă. Pus un pic greșit frizul, dar reușim să finalizăm atacul. Și mai avem doar 30 de secunde din această partidă. Bun, obținem prima victorie din acest war. Ok, următor deck. O să luăm golemul. Și vom începe cu Fornance undeva în spate. Excelent. Punem Flying Machine-ul. Scăpăm acolo de Bomber. Nice.
Și ar trebui să trimitem golemul în meci. Pierdem turnul din partea dreaptă din păcate. Spunem Zepis. Și să vedem cum reușim acest atac. Spun golem în față. Excelent. Trimitem și din păcate are Fisherman și ne scoate golemul din schemă. Pierdem acest meci. Hai să vedem cel de-al treilea. Sperăm că vom câștiga. Să luăm deck-ul cu balon. Începem cu Goblin Cage-ul. Vom trimite și Muschetira pe partea dreaptă. Și vom mai pune Lumberjack împreună cu Hell Spirit. Și bineînțeles Balon. Destul de aproape să ajungem pe tur. A jucat foarte bine. Am dat greșeala la un tanks. Ok. Încercăm aceeași schemă cu Goblin Cage pe centru. Și să pun Inferno Tower-ul lângă. Lumberjack. Muschetira. Trimitem balonul. Și bineînțeles Hell Spirit-ul aici. Sperăm că... Da, nu ajungem pe turn, din păcate. Dar suntem suficient de aproape încât să-i luăm ceva de damage. Bun, și mergem din nou pe aceeași rețetă. Cu Goblin Cage pe centru. Muschetira în spate. Folosim minionii, balon și, bineînțeles, Hell Spirit aici. Ok. Trimite din nou balonul. Ar trebui să nu aibă cu ce să-l oprească. Poate doar cu acel Electro Wizard. Bun, partea bună e că avem turnurile neatinse și putem încerca un nou atac.
scaun aici. Da, sunt șanse foarte mici să mai pierdem o meci în acest moment. Ok, am intrat în ultimul minut. Trimitem aici Lumberjack-ul. Și să sperăm că vom obține victoria. Și el balon. Dar din păcate nu reușește să ajungă pe turn. Bun, și ultimele 10 secunde. Și vom obține victoria în tiebreak. Bun. Da, câștigăm acest duel. Ne luăm gold-ul 3700 și mai rămânem cu un singur meci de jucat. Dar până atunci vreau să vă arăt rezultatul din turnament. Am reușit 11 victorii și bonus reward-ul e foarte tentant, pentru că avem 40.000 de gold și 3 chesturi cel puțin interesante, legendării cu epicul și cu acest mega lightning chest. Așa că vom cumpăra această ofertă. Spătim cei 500 de gemuri, cele 500 de gemuri și hai să vedem. Avem un fisherman, 10.000 de gold, un legendary token și epice, Wallbreaker, X-Bow, Witch-u, Goblin Drill. Bun. 1000 de gold. Avem aici un epic token. Giant Chest-ul, 3300 gold. E comune, rare, din nou rare, nicio epic aici. Încă 1000 de gold, încă 10.000 de gold. Un 3 token rar, nici nu l-am mai păcălit să-l avem. Și avem acest Mega Lightning Chest cu 4600 gold. Avem wildcard-uri rare și comune, 6 wildcard-uri epice, un wildcard epic și acum vine partea de alegere. Nu prea ne interesează la rare. Ok, o să luăm Goblin Drill-ul. Nu prea ne interesează. Aici o să luăm P.K. mare. Și mai avem o legendară. Ok, o să luăm în Ghost-ul. Bun. Și încă 10.000 de gold. Bun, ajungem din nou aproape de 200.000 de gold. Și nu știu dacă vom reuși să mai maxăm o epică. Pe cam mare ar fi cel mai aproape. Dar mai avem nevoie de o grămadă de wildcard-uri. Așa că din păcate nu-l vom maxa în acest episod. Bun.
Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!